să înțelegem mai bine ce e din noi. Ce e din noi? Ce e din noi aici în Domnul? De ce? Ne-a trimis Dumnezeu pe pământ? De unde venim? În Domnul Dumnezeu? De ce nu ce urmează după această viață? Întrebări. De ce familia? Cum trebuie să fie ea? Vom încerca, așa cum te simte, să răspunde în aceste zile, în aceste întrebări. Pentru că, dacă nici nouă, câteodată, nu ne place în jurul nostru, sau nu ne mai place lumea, nu ne place de cineva în lume, înseamnă că acel cineva are probleme. Dar de multe ori și noi oameni. Ori noi nu înțelegem, ori el nu ne înțelege, ori nu ne mai înțelege, nici noi nici el nu ne se mai înțelege nimic. De aceea am pus la tema această seară, creați de Dumnezeu. Creați de Dumnezeu. Nu vă spun o noutate, ați auzit poate de atâtea ori, creați de Dumnezeu. Și cu toți vă suntem creați de Dumnezeu. N-am văzut nici el, nu suntem de pe Marte, am fost creați de Dumnezeu. Cum o să vedem? Dar ceea ce mă interesează pe mine e chiar să credem cu adevărat că am fost creați de Dumnezeu. Pentru că cineva poate să ne spună sau poate să auzi de atâtea lucruri, creați de Dumnezeu. Și ce schimbă viața ta dacă știu acest lucru? Eu chiar mă invit să cred în acest lucru. Mai mult, să iubim acest lucru. Să iubim această realitate. Că suntem creați de Dumnezeu. Cu siguranță, poate și mai mult că nu, dar cei așa de la 40 de ani în jos, până la copiii în urmață, ați mai auzit și alte fragmente care îi creați de Dumnezeu. Așa numit un Big Bang sau evoluționismul. Big Bang-ul, ca să vă explic la ce înseamnă, închipuiți-vă că pune o bombă în biserică aici și explodează. Cam așa explică unii crearea Universului și a omului. A fost o explozie inițială și în acea explozie s-a creat Universul. După părerea mea, umilă, când vorbește explozie, noi nu se vorbește despre ordine. Dacă ne uităm toți în jurul nostru, observăm atâta ordine de creație, încât și noi suntem și ne gândim cum e posibil. Uitați-vă de ce nu este apa din ocean, de ce nu este din mare. Închipuiți-vă, cum stă apa de desubt? Eu vorbesc de rotund, nu? Cum stă apa de desubt? Ce lucrare? Noi care suntem mai partea de sus, de la mijloc, de ce o amințim când noi uităm în jos? De ce nu credem la Domnul nostru? Suntem în partea de sus, acolo unde vorbesc. Apa din partea de sus, de ce nu se scurge? Dar asta nu are. Dar aici mai mult, cred că mie trebuie să închid, să vă întâlniți în pădure, magii și de florii acestea frumoase, gâzele care se poate. Te uiți și te minunezi cât de frumusețe a fost creatorul în toate acestea. De unde e Bibelul? Dacă ar fi fost Bibel, ar fi fost un dezastru total, o dezordine și un ordine. E cealaltă mântuire a evoluționismului și anume că răsfoi ca oameni ne place din măriuță. Ei, eu mă întreb, de ce mai sunt astăzi măriuțe pe pământ? Dacă noi ne tragem din măriuțe, o fi fost doar o măriuță care s-a transformat și de la ea am ajuns noi oamenii de astăzi. De ce nu s-au transformat toate oamenii? Dacă tot e măriuță,
cum am auzit și auzit duminică, duminică, zile, zile, ascultă Biblia, citim de Sfânta Scriptură, Creatorul nostru este Dumnezeu. Acea creație despre care știm în Cartea Genezei, Dumnezeu, după ce a făcut oameni așa să zic, la un moment dat, la om, a sunat asupra lui și el a început să ia. Dumnezeu l-a creat pe om. Până aici, cum a spus, cu siguranță știa și dumneavoastră. Ce mă interesează pe mine să subliniez în această seară și să rămân cu ceea ce voi sublinia, pentru că e important să știu pentru ce vreau să rămân dintre voi și cu credință. Nu am fost creați oricum de Dumnezeu. Creat, dar nu oricum, ci El a pus în noi chipul și asemănarea sa. Nu este atunci când omul nu e iubit,
pentru mine singur. Știți dumneavoastră ce înseamnă să n-ai pentru cine să trăiești în acest moment? E primul. Să n-ai pentru cine să trăiești în acest moment. De ce zic acest lucru? Thank you.